meu cu Betty. Ne era tare dor de tine, fată, să știi. Și mie mi-era foarte dor de voi. Mulțumim tare mult că ai venit da, la noi. Da, și chiar vreau să spun că arăți foarte bine. Mulțumesc frumos. Arăți bine. Arăt puțin palidă, fiindcă am 2 săptămâni de când nu ies din casă. O să ne verzim cu toții. Exact. Dar este spre binele nostru, pentru sănătatea noastră. Și faptul că mă aflu aici, mă aflu pentru voi, ca să vorbim, chiar dacă nu ne vedem, pentru că mulți oameni nu vor să înțeleagă că trebuie să stea în casă pur și simplu, fără să nu facă nimic. Corect. Asta e situația. Să nu meargă zonele aglomerate. Exact, exact. Trebuie să evităm orice ca să fim, să fim mai precauți, să avem grijă de noi. Și foarte frumos ai spus, cu toții ne aflăm aici pentru cei de acasă. Exact. Sperăm noi să le putem aduce un zâmbet, să ne mai descățim frunțile cu toții, pentru că avem nevoie în această perioadă și de informații, și de o glumă, și de o știre, și de o melodie frumoasă. Și apropo de asta, că stăm departe de cei de acasă, tu bănuiesc că ți-ai anulat foarte multe evenimente, nu? Bine, mi l-am anulat, din păcate, n-am avut ce să fac. Și mersul la studio pentru mine acum e o problemă. O problemă în sensul că nu prea pot să mă mai duc. Am tot anulat, dar din fericire am fost acum 2 zile la studio și am terminat în sfârșit piesa. Și stai, nu le spui așa, nu, 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 piesa nu. Că aici avem nevoie de teaser, de tobe, nu ai terminat piesa. Normal, nu, pentru mine, pentru, adică corect. Am terminat ce aveam eu de făcut. Și din păcate am tot amânat, ca asta voiam să-ți spun. Dar a fost ok și îi mulțumesc lui Costi că m-a înțeles. A și noroc că are o cameră liberă și vrea să-și facă studio acasă, ziua și pasta. Eu? De ce? Ar trebui să iei în calcul și asta. N-ar fi rău, de fapt eu aveam studio înainte în casă, acum nu mai am. S-a demolat. S-a demolat, nu? S-a demolat. Odată cu bebe sau... De mult. Auzi, de piesă, circulă zvonuri. Am văzut eu ceva pe spainews.ro. Vine piesa aia mare. Vine piesa bombă. Cu tatăl tău? Cu tatăl meu, da. Mai de tare. Aveam proiectul ăsta în cap de la începutul carierei mele. Da. Și am stat și m-am gândit foarte bine. De ce să nu fac pasul ăsta? De ce că eu am norocul ăsta? De ce să nu fac... Știi? Și m-am gândit și am vorbit cu tatăl meu, hai să facem ceva mișto. Mergem la studio, ascultăm multe piese și ne oprim la, la ceva ce ne place nou. Deci tu ai fost cu ideea. Eu am fost Bravo. Cu ideea, da. Și el e foarte încântat și îl văd că are foarte multe emoții. Bine, eu nu mai spun că am emoții când lângă el, nu mai spun. Că e ceva așa. Dar mă bucur foarte mult că facem lucrul ăsta. Și sunt foarte sigură frumos. Că să fie ceva foarte frumos. Eu cred că o să rusim stopurile. Foarte multă lume curioasă în primul rând. Pe lângă faptul că sunt convins că le va plăcea piesa, sunt foarte curios să vadă... Noi ne-am gândit să facem o baladă. Să nu facem ceva... Să danseze lumea sau nu. Deci o să fie cu rachita, deocamdată nu mai. Vrem să mai facem o piesă. Vrem să facem 2 piese împreună. Bun. Iar prima piesă este despre tată-fică. Vrem să încurajăm iubirea asta de părinte și de copil față de părinte. Da. Pentru că în ziua de azi copiii nu prea mai comunică cu părinții sau mai ales fetele cu tatăl lor. Da. Și asta e un lucru foarte important. Și eu vreau să arăt chestia asta, că indiferent de vârsta mea pe care o am și că m-am măritat și că am un copil. Ce înseamnă să devii mamă? Da. Uite ce înseamnă să devii mamă. Vezi ce înseamnă să devii mamă? Ți se dezvoltă niște simțuri. Exact. Care... Dar iubirea noastră este la fel. Adică noi ne iubim exact cum eram eu când eram micuță și... Nu știu, mi se pare că avem o relație cea mai frumoasă tată-fică. Și cred că acum, de când ai devenit și tu mamă, cumva această relație este și mai profundă da. Și s-au intensificat așa sentimentele, toate momentele, sentimentele. Da. Asta pentru că am spus-o de foarte multe ori, Betty, ai avut o copilărie extrem de frumoasă, nu cred că ai avut lipsuri, părinții au încercat niciodată, să fie absolut totul. Nu, și mulțumesc pentru... lucrul ăsta, că a avut grijă de mine și mă susține în continuare. Așa este, dar din păcate ți s-a întâmplat ceva tragic, mă refer la dispariția mamei tale și cumva de atunci totul s-a schimbat pentru tine. Te-ai maturizat poate înainte de vreme? M-am maturizat, dar mi-a prins și bine lucrul. Bine, Doamne, nu vreau să se înțeleagă. Nu, experiența cumva experiența... Da, și m-am maturizat și m-am învățat multe lucruri această experiență pe care eu le admir la mine și foarte, foarte frumos. Spune-mi, cum faci acum în această perioadă? Ai spus că stai în carantină, respect toate măsurile, nu ieși din casă? Da, nu ies din casă deloc. Adică după ce plec de la voi, mă duc acasă, din păcate. Era mișto să mă duc la o cafenea, știi? Dar nu exclude această foarte chestie. Foarte bine faci.
pentru că e vorba de sănătatea mea, de sănătatea celor din jurul meu, de familia mea, adică în primul rând a copilului meu, sănătatea copilului, pentru că mai ales atunci când aveți copii, trebuie să înțelegeți să stați în casă și să vă protejați, pentru că e vorba de copilul vostru. Avem grijă de normal, noi. Normal, avem grijă și de copii. Și din păcate, asta e situația, trebuie să așteptăm să ne adaptăm. Da, și cu ocazia asta ne și civilizăm foarte mult, pentru că trebuia, iar planeta respiră și ea puțin. Ei, ce frumos! Măi, a noastră este cu capul pe umăr și ne bucurăm foarte, interesantă mult. Chestia asta, foarte frumos ai spus. Ne mai civilizăm puțin. Ne mai civilizăm puțin din ce punct de vedere? Faptul în sensul... că învățăm să ne spălăm exact. Un pic pe mâini, nu? Exact. Că, nu știu, poate o să respectăm mai mult, o să fie o altă lume, o lume nouă. O să ne iubim poate un pic mai mult, normal. O să fim mai buni unii cu ceilalți. O să apreciem mai mult alte O să apreciem mai mult libertatea apreciem, pe care exact. O avem. Faptul că, că putem ieși, că avem libertatea de a ieși și de a ne întâlni cu cei pe care îi iubim și apreciem. Auzi, da, hai să vorbim și puțin despre partea asta. Ați descoperit ceva, ceea ce nu știați până acum despre voi doi, mă refer la tine și la Cătălin, acum că vă petreceți atât de mult timp împreună? Am descoperit că nu m-am simțit niciodată atât de bine lângă o persoană, adică vorbim de prieteni. Noi stăm în casă. Nu vă plictisiți? Nu ne plictisim deloc. Iar eu aveam de ce să mint, aveam impresia, mă, ce am putea să facem noi doi așa în continuu? Multă lume se întreabă, să știi. Da, glumim foarte mult. Ne uităm la filme, altceva n-avem ce să l-ai facem. L-ai pus să facă curățenie? Nu, nu-l pun să facă curățenie. Nu l-ai pus să facă curățenie? Face singur, dar nu prea îl pun pe el să facă. Sport faceți împreună? Exerciții fizice? Din păcate, am avut o complicație cu operația de cezariană. Și trebuie să aștept o săptămână să-mi revin. Și după aceea, am noroc că am curtea și... Uite și ai deschis subiectul ăsta, recomand să faceți mișcare măcar 30 de minute pe zi. Chiar dacă n-aveți curte sau aveți. Contează foarte mult. Poți să ieși pe balcon, de exemplu. Da, pentru că noi acum vom sta foarte mult în casă și sunt sigură că toți mâncăm foarte mult și ne uităm la filme. Ba da, crede-mă. Crede-mă pe cuvânt că toată lumea face lucrul ăsta. Sunt sigură 100%. Și nu avem de ce să ne stricăm silueta pentru acest virus. Betty, povestim, dar eu zic să ne mai și distrăm. Da. Pentru că am nevoie, avem nevoie cu toții în această perioadă.